Mulțumesc foarte mult. De data aceasta nu mă ajută foarte mult vocea, dar sper ca în cele câteva minute pe care le voi avea să fac o scurtă prezentare, de fapt, să vă pot transmite gândurile bune și în același timp rugăciunile celor de peste mări și țări, de aceia care sunt în Europa, în America, în Australia, peste tot unde acest grup de rugăciune este o realitate în multe țări democratice. Și am avut onoarea să vorbesc în multe dintre aceste locuri, de la Parlamentul European, în Coreea de Sud, în Statele Unite și în multe alte locuri. Este, dacă vreți, un mod prin care oamenii de credință, dar nu doar oamenii de credință, ci acei lideri, oameni de stat, care au înțeles ce înseamnă o construcție politică, au venit și au spus în ce și în cine putem astăzi să ne mai punem nădejdea. Știți că Biblia spune că acum rămân cele trei: credința, nădejdea și dragostea. Iar un vers care îmi place foarte mult și care l-am spus și anii trecuți, dar vreau să repet aici din nou, spune așa: poți să pierzi argint și aur, poți să pierzi chiar bobul în spic. Dacă n-ai pierdut credința, încă n-ai pierdut nimic. Și cred că realitatea de acum de 100 de ani, când, așa cum ați auzit, cei din America, de fapt erau un grup de oameni de afaceri, nu politicieni, s-au gândit să facă ceva. Societatea o luase razna. Să facă ceva. S-au gândit în jurul cui, ce putem să facem, să construim, pentru că religia divide, etica deconstruiește, sunt puține lucruri ca și numitor comun pe care putem să stăm împreună, în jurul cui putem construi. Și au spus Iisus Hristos. Pentru creștini este Mântuitorul, pentru musulmani este un proroc, pentru hinduși, budiști este un om bun, modelul Iisus. Iisus plus nimic, minus nimic. Ca model de leadership. Ca model de leadership. Întreb deseori și am întrebat lideri mai canțe statului român, pentru că îmi permit să fac lucrul acesta. Ai trecut testul stâlpului de telegraf? Adică când trec oamenii pe lângă tine, se opresc, întrebe cei cu politica, cei cu credința, cei cu dragostea, sau trec așa pur și simplu pe lângă tine? Practic asta este realitatea cu care noi ne confruntăm. Am venit astăzi aici să fac o prezentare a unei doamne care a ajuns, după ce a fost amiral de Navy, de armată, după ce a ajuns șeful corpului de capelani al corpului maritim din armata americană, să ajungă prima femeie capelan al Congresului American. Amiral Margaret Groon Kibben. O doamnă pe care am întâlnit-o și pe care am admirat-o. O femeie care are forță de convingere, care are o credință puternică și o influență extraordinară. Am făcut toate demersurile în Congresul American de mai bine de o lună, trecut prin toate comisiile de etică să vină în România și să fie prezentă la acest eveniment să o vorbească. Din păcate sau din fericire, un alt prieten bun, Mike Johnson, a fost ales recent președintele Congresului American. Un om care în fiecare joi dimineața când sunt în Statele Unite și miercuri dimineața la Senat, iar joi dimineața la Congresul American, mă duc la acel grup de congresmen sau senatori pentru a participa la micul dejun cu rugăciune pe care aceștia îl organizează, la fel cum noi îl organizăm aici în fiecare marți dimineața de la 9 la 10. Sunt probabil singurul din afara cercului de congresmen și senatori care poate participa, pentru că e members only, doar pentru membrii ai Congresului și a Senatului. Și Mike Johnson a fost unul dintre liderii marcanți. Deseori am stat mult cu dânsul și cu ceilalți membri ai Congresului și a Senatului American. Însă Margaret a fost, dacă vreți, și este alături de capelanul Senatului American, Barry Black, cei care au ținut ca oamenii aceștia să strângă la oaltă, în numele lui Iisus.
și au găsit un numitor comun, în care liderii ai marcanți ai statului american, președinți de stat, membrii ai cabinetului, vicepreședinții americani, de mulți, mulți ani, să vină împreună într-un moment special pentru ei, pentru noi, pentru alte parlamente democratice din lume.